dacă doi colegi, prieteni, pe care îi stimați din partid, oameni cu care lucrați, să zicem domnul Tudose și domnul Grindeanu, ar ieși public și și-ar declara iubirea unul pentru celălalt și s-ar duce și la Amsterdam să se căsătorească, ați merge la nunta lor? Mi-a morțit mâna stângă un pic. În momentul acesta, politica este egal cu economie. În toată Europa și în toată lumea. Datorită pandemiei, crizei energetice, crizei de securitate, războiului din Ucraina, problemelor din Orientul Mijlociu. Din punctul meu de vedere, președintele României trebuie să fie omul care stă umăr la umăr cu primul ministru. V-ați gândit vreodată dacă Federația Rusă și Putin ar câștiga acest război? Ce efect de bumerang are, în primul rând, asupra Europei? Europa e cea mai apropiată. ONG-urile cumva acoperă acel gol lăsat de către stat.